UTA continuă seria meciurilor fără victorie în actualul campionat. Echipa pregătită de Adrian Falub a suferit prima înfrângere pe teren propriu și cea de-a doua din tur. La finalul unui meci slab, UTA a cedat cu 0-1 pe terenul Francis Neumann în confruntarea cu o nou promovată Corona Brașov. Unicul gol al partidei a fost marcat dintr-un penalty, dictat la un fault în careu comis de Hiago asupra lui Martac. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Coman. Până la pauză, echipa rădeană a rămas în 10 jucători, brazilianul Hiago fiind eliminat în minutul 44. Cu toate eforturile depuse în repriza secundă, UTA nu a reușit să înscrie, chiar dacă arbitrul a restabilit egalitatea numerică în teren, brașoveanul Forica fiind eliminat în minutul 71. Cu acest rezultat, gruparea rădeană rămâne în coada clasamentului Serie A2 a Ligii Secunde. În alte trei meciuri disputate azi, FCM Târgu Mureș, FC Argeș 1-0, Voința Sibiu Luceafărul Oradea 1-0 și FCM Maramureș, Damila Măciuca 0-1.